felici doi. Sectorul comerț. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare, întreprinderi mici, locul întâi, Niva SRL. Iar la întreprinderi mijlocii, pe locul întâi, Nurbir SRL. Două premii, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii. Niva și Nurbir SRL. Felicitări! Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun, întreprinderi mici, pe locul întâi, stă cafetăria Zumzerie Vâlcea. Felicitări! De calitatea produselor noastre și să vă transmit un mesaj foarte important din partea prietenului nostru Flic. Vreți desert o nebunie? Vă așteptăm la Zumzerie. Mulțumim! Întreprinderi în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, micro-întreprinderi, pe locul 2, Jessica Plant, SRL. Jessica Plant, SRL. Mergem mai departe. Comerț cu ridicat al fructelor și legumelor, întreprinderi mici, pe locul 2, Agroholding, Anabela, SRL. Felicitări! Dacă acum 25 de ani eram și eu mai tânăr,
mă bucur că în seară sunt foarte muștine, deci înseamnă că economia prăjeană este pe mâini foarte bună. Și i-aș propune domnului președinte să facem o postă de grup care să o pună pe peretele de la intrare la Camera de Comerț, întrucât anul ăsta sărbăm 25 de ani și sărbăm, facem parte și din generația care sărbăm la 1 decembrie 100 de ani de unire. Și cu această ocazie vă propun să fim mai uniți, mai apreciați și să dea Dumnezeu să ne vedem și la anul și peste mulți ani. Mulțumesc mult! Sanitare la întreprinderi mari pe locul 1 Damila SRL. Felicitări. Aceasta vreau să felicităm în mod special echipa Damila, pentru că fără echipa Damila, cu care am început acum 26 de ani, nu puteam să facem absolut nimic, o echipă extraordinară, cu care ne-am dezvoltat pas cu pas, începând de la Măciuca, Gărășa, Vâlcea, acum suntem prezenți în toată țara și de 2 ani de zile facem și export. Și noi, ca și o parte dintre noastră, suntem producători de betoane, de agregate, de asfalt, mai mult de o săptămână, două săptămâni de zile. Dar ne mândrim cu brandul nostru, țigla metalică Rodac, care cu siguranță este pe casa noastră, pe, eu știu, investiția noastră. Și ne bucurăm că are succes și cu siguranță și noastră faceți o investiție foarte bună. Luăm materiale de la Damila. Vă mulțumesc mult și mult succes în business! Comerț cu ridicată al produselor chimice la întreprinderi mici pe locul 2, protecția plantelor SRL. Protecția plantelor aniversează și 25 de ani de existență. Și noi am împlinit 25, dar în partea de 70. Segmentul nostru de adresabilitate sunt substanțele pentru agricultură, pentru toți și pentru agricultură, semințe, pesticide și fertilizanți. Mulțumim pentru tot. Mulțumim! Comerțul ridicat al altor produse intermediare, întreprinde mici, pe locul întâi vine Industries SRL. Și tutun la întreprinderi
cine vă mulțumim. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comerț sau prin internet. Întreprinderi mici, Dian Dress Fashion SRL. Vă mulțumesc!
ar dori să vă aduc la cunoștință ultima decizie a Colegiului Director al Camerei de Comerț și Industrie Bulcea, care revizează și pe domnul director Ionice de la Institutul de Criogenie și Uzina G. Începând cu anul acesta, cu 2018, se acordă premiul de inventică, inovare și brevete pentru instituțiile sau firmele care au brevete și invenții. În mod sigur sunt de Bulcea, nu sunt știu, dar viitorul este al celor care au inițiativă și au inovare. Le urăm succes! Continuăm distințele de excelență. Pe locul 1, de fapt nu este un loc anume, mergem consecutiv, Anabela, fabrica de conserve Râure, SRL. Locul 1, din loc, timp de 3 ani la rând. Și Anabela, SRL. Felicitări! Apavil S.A.
vă spun eu mai multe. Domnul director este și vicepreședinte la Asociația Horticultorilor din județul Vâlcea și o să vedeți ce surprize deosebite o să vă pregătească pentru perioada care urmează. O să vedeți că Vâlcea o să ajungă din nou în top. Mult succes! Mult succes! Telefon electric SRL. Vita SRL.
final. Să-i aplaudăm încă o dată și pe câștigătorii de la distinții de excelență. Vă las în continuare, în compania unui program muzical susținut de tineri muzicieni de la Liceul de Artă Victor Giuleanu, în frunte cu doamna profesor Galina Nențanu. Vă rog să-i aplaudăm și... Până când se aranjează tinerii cu pianul și cu viola, aș vrea să vă prezint pe Alexandra Ungureanu. O invit să vin mai lângă mine, un pic pe Alexandra. Așa cum vă spuneam, Alexandra, tânără absolventă a Universității de Artă, o să vă spun ea mai multe. Stai mai în față, nu stai în spate, nu? Are lucrările pe care le-a prezentat acolo, o parte din ceea ce face artista noastră aici. Și aș vrea să spun două cuvinte, cât poate, două, trei, cinci, să se prezinte un pic și să ne spună care au fost rezultatele ei acolo pe unde am văzut. Mulțumesc, Alexandra, te rog să vorbești. Mulțumesc foarte mult! Mă numesc Ungureanu Alexandra, sunt absolventă a Liceului de Arte din Vâlcea și urmând Facultatea de Arte și Design din Timișoara. Ce vreau să spun? În primul rând doresc să mulțumesc domnului președinte Cismarul, domnului director general Zoiu și, în ultimul rând, Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea pentru această oportunitate de a mă afla aici, alături de un proiect foarte drag mie, ce ilustrează întreg tumultul meu, tumultul Tadeu, aș putea să spun. Este un proiect bazat pe conceptul condiționării reciproce, redat de o nevoie de apartenență în strânsă legătură cu o logică a diferenției. Proiectul a fost propus în Londra la un concurs de fotografie, dedicat fotografiei la nivel internațional, Sony Awards, unde la categoria mea am fost în top 50. Vă urez o seară plăcută în continuare și vă invit la dialog. Mulțumesc! Mulțumesc, Alexandra Ungureanu. Și acum, tinerii muzicieni, sub conducerea Galinei Nățeanu, ne vor încânta cu muzică de la liceul de-a. Poftiți!